toți acești 862 de oameni sunt morți între 22 și 25 seara când s-a anunțat execuția ceaușeștilor. După aia n-a mai murit nimeni, au încetat aproape și focurile de arme, adică s-au liniștit lucrurile. Asta pentru deci că spun, asta spun foarte mulți, pentru că, adică din cauza faptului că s-a schimbat puterea și atunci nu mai erau motive să moară oameni. Stați puțin, s-a schimbat puterea în 22. Și 862 de oameni au murit până în 25 seara când s-a anunțat execuția. Asta ce deduceți de aici? Are cineva vreun ordin, vreo semnătură, vreo dispoziție, vreo telefonogramă, ceva, emisă de unul din cei 39 de membri ai CFSN din 22 până în 25, în urma cărora să se poată stabili că au murit acești oameni? Există jurnale de luptă, să știți. Domnule, eu n-am văzut aceste jurnale de luptă, dar știm foarte bine cum se fac și se contrafac. Înțelegeți? În procesele astea începute din 90, nu s-a vorbit de niciun fel de jurnale de luptă. Cum de acum le-au găsit după 30 de ani?